O să facem update-uri despre noi ceva mai des, pentru că oamenii ne întreabă mai des ce facem și cum suntem datorită situației. După cum ați văzut, probabil cu toții, pentru că multă lume stă cu ochii în știri și în televizoare, Spania a trecut de 20.000 de cazuri, are aproape 3.000 zilnic. Este o situație care se răspândește extrem de repede. Noi suntem în același loc unde v-am spus că o să rămânem, pentru că este un loc bun. După cum v-am spus data trecută, am vorbit cu poliția din zonă și i-am anunțat că o să stăm aici. Dar am avut un noroc și mai mare. Au trecut doi localnici ieri, doi localnici care plimbau câinele și știau și engleză, ceea ce a fost extrem de bine. După spusele lor, sunt probabil singurii vorbitori de engleză din sat, pentru că satul este foarte mic, are aproximativ 60 de oameni. Și au fost foarte de treabă, le-am explicat situația, ne-au ajutat cu multe chestii. Una dintre ele a fost faptul că ne-au spus că trebuie să avem și acordul primarului pentru a campa aici, pentru că aici este un parc natural și au sunat ei, l-au sunat pe primar, aveau numărul lui, pentru că nu știe engleză primarul, și au vorbit ei cu el, i-au explicat situația primarului, primarul ne-a dat acordul să stăm, au fost foarte de treabă și cu lucrurile de care avem nevoie. Ne-au zis că dacă vrem ceva cumpărături, ne pot lua ei când se duc ei la cumpărături, ca să nu mai plecăm noi cu mașina, că e mai complicat cu mașina noastră mare, și ne ajută ei cu orice avem nevoie de la market atunci când se duc ei să-și facă cumpărăturile. Deocamdată nu e cazul pentru că mai avem mâncare, dar a fost un gest foarte frumos din partea lor și de-aia spun că am avut noroc pentru că erau singurii de vorbitori de engleză din sat și am avut mare noroc să-i întâlnim. Am mai discutat și cu alt cuplu de călători români cu care ne mai conversăm de vreo săptămână încoace, ei fiind mai prin sudul Spaniei, mai prin zona, prin provincia Andaluzia. Au avut și ceva probleme zilele trecute, în sensul că poliția nu i-a mai lăsat să stea campați unde erau campați. Au fost la o zonă de servicii de campere într-o localitate din aceea gratis unde poți să-ți vergi toaleta, să-ți umpli cu apă. A venit poliția și le-a spus să nu mai umble, n-au voie să stea, nu umblați la apă, la nimic. Ceea ce e destul de aiurea că s-au simțit cam fugăriți, în campinguri nu au cum să se ducă pentru că sunt închise și sunt în căutare de loc și ei. La noi, deocamdată, situația e bună, după cum spuneam. Lumea din sat știe de noi acum, cei doi care ne ajută au spus tuturor situația, deci lumea din sat nu-și face probleme, știu de ce stăm aici și vom sta mai mult timp. Mulțumim pe această cale, Alba și Juan. Iar zona este de explorat. O să vă ținem la curent și cu ce explorăm pe aici prin zonă, prin parcul natural, cât și cu situația noastră, care deocamdată este una foarte bună. Nu avem probleme. Dar după cum vedeți, situația este foarte complicată și din ce vedem pe internet în România este încă mentalitatea nouă, nu ni se poate întâmpla. Așa a fost și Spania acum o săptămână cu 500 de cazuri și au câte 3.000 pe zi acum. Deci stați acasă și aveți grijă.